În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui care m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis: Mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuiește trimis. De s-a dus și s-a spălat și a venit văzând, iar vecinii și cei ce-l văzuseră înainte că era cerșetor, se întrebau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: Eu sunt. Deci l-au întrebat atunci: Cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și a zis: Omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: Merge la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: Unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel mai înainte care fusese orb și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat farisei cum a dobândit vederea. El le-a răspuns: Tina a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb: Tu ce zici despre el, pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și i-au zis: Acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis: Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns: De este păcătos nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși: Ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: Acum v-am spus vouă și n-ați auzit,
De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și au zis: Tu ești ucenicul lui? Noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu ne ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis: În păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-le a întrebat: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat: Cine este, Doamne, ca să cred în trânsul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe El, căci Cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit: Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Din moarte la viață și de pe pământ la cer, din întunericul fântânii lui Iacov la lumina soarelui în ceasul al șaselea, când s-a întâlnit Mântuitorul cu samarineanca, și mai sus decât acestea, la lumina rațiunii, când rațiunea înțelege și cunoaște și trece dincolo de Ierusalim și Garzim, la lumina închinării, la lumina cunoașterii lui Dumnezeu, la lumina iubiți credincioși, mărturisirii, propovăduirii și muceniciei, din lumină în lumină, din putere în putere, a urcat samarineanca, din păcat, unde este moartea, la învierea duhovnicească în Hristos. Acest parcurs, iubiți credincioși, nu este altceva decât învierea acelei femei la o fântână, la un izvor, a unui patriarh, al lui Iacov. De data aceasta, la un izvor, la fântâna Siloamului, nu a unui proroc, chiar dacă un proroc l-a izvorât prin minune, i-a pus numele Trimis, izvorul Siloamului, Trimis care înseamnă apostol, Trimis care înseamnă Mesia Hristos. De aceea, iubiți credincioși, dacă punem aceste două icoane, a samarinencii și a orbului, una lângă alta, este una și aceeași lucrare a învierii. Înviere, pentru că de data aceasta nu se roagă nimeni de Mântuitorul, nu este precum femeia cananeancă care striga și cerea, nu este precum orbii care strigă și nu odată, nu de două ori, de trei ori: Iisuse, Fiule al lui David, miluiește-mă! Ci de data aceasta, precum și la femeia samarineancă, Mântuitorul vine în întâmpinare, pentru care de-a face cu suflete alese, cu suflete curate, cu suflete cinstite în adâncul lor, chiar dacă sunt pătrunse de păcat și de întuneric, dar nu sunt viclene, și Mântuitorul vine, iubiți credincioși, și nu orbul cere, nu Mântuitorul vine și insistă, ci ucenicii de data aceasta pun întrebări în numele lor, dar de fapt a conștiinței întregului popor iudeu, care știa un singur lucru: legea este cea care pedepsește păcatul,
iar păcatul are ca urmare moartea și boala. De aceea au pus întrebare la Mântuitorul Iisus Hristos: Învățătorule, noi venim de data aceasta și te întrebăm, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui? Și ca să se înțeleagă că nici el, nici părinții lui, nu vreau legea cauzei și efectului dintre păcat și pedeapsă, iubiți credincioși, stăpânește și guvernează lumea. Și după cum Dumnezeu vrea să lucreze, spune așa, nici el, nici părinții lui, ci ca să se arate lucrurile și lucrările lui Dumnezeu. Și atunci, Mântuitorul Iisus Hristos, iubiți credincioși, a făcut un gest, ca la crearea lumii, ca l-a creat pe Adam, Fiul și Cuvântul Dumnezeu. A luat pământ și atunci a luat tină și apoi. A suflat în el suflare de viață și atunci când a luat salivă din gură, aproape de limbă, aproape de unde se suflă, a luat, iubiți credincioși, salivă, amestecat cu tină, a uns ochii orbului și l-a trimis exact la izvorul care poartă numele Trimis. Adică eu, cel care am fost trimis în lume de către Tatăl meu, te trimit pe tine la izvorul meu, ca tu să înțelegi pe toată această lucrare și să treci prin mijlocul poporului, să te vadă poporul, să te vadă și cei mari și cei mici și cei apropiați și cei care sunt de la distanță și urmăresc lucrurile din spatele cortinei, să vadă toți că ai fost orb, că am scuipat, că am făcut tină, că mergi prin mijlocul lor cu ochii plini de glod și, iubiți credincioși, te speli și vezi și te minunezi și începi să spui celor din stânga și din dreapta că tu, cel care ai fost orb, acum vezi. Și s-a dus, iubiți credincioși, orbul și a făcut ascultare, iubiți credincioși, orb din naștere. A primit binecuvântarea și s-a dus. Atunci, iubiți credincioși, s-a dus, s-a spălat, a venit și a văzut. Venit văzând. Iar vecinii, cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Aici, iubiți credincioși, este vorba de un vohod. Du-te și vină. Fă ascultare, intră în har, lucrează și întoarce-te la Dumnezeu. Du-te, du-te, vino, vino, te trimit și te chem. Avraame, du-te, Avraame, te aștept. Moise, du-te, Moise, te aștept. Lucrările lui Dumnezeu, așa se fac, iubiți credincioși. Părintește, eu te trimit, eu te susțin, eu te protejez, eu te aștept cu brațele părintești. Și așa a făcut Mântuitorul Iisus Hristos ca un părinte. Dar când a început acesta să vadă, când a început să treacă de la întunericul acesta al ființei sale, la vederea, lumina fizică, să vadă soarele, a trebuit să parcurgă o altă etapă. De la vederea fizică, lumina fizică, la vederea rațiunii, pentru că a dat cu ochii de cei apropiați, de vecinii lui, care au început să se întrebe, nu el este sau nu el este? Este sau nu este? Da sau nu? Omul cunoștinței binelui și răului. Și acesta a trebuit să le răspundă, eu sunt cel care văd acum și m-a vindecat omul Iisus, care a uns ochii mei cu tine. Și acum sunt în mijlocul vostru ca unul care văd spre mărturie lui, spre slava lui Dumnezeu și spre trezirea voastră a tuturor celor care vedeți, dar nu vedeți. Pentru că ochii aveți și nu vedeți. Și atunci unde, iubiți credincioși, a început frământarea? În cercul de prieteni, în cercul de cunoscuți. Și s-a făcut dezbinare între ei. Unii credeau și unii nu credeau. Dar Domnul special lasă lucrurile așa. Pentru că de acolo l-au luat și l-au dus unde? La farisei, în templu. Unde să-l ducă, iubiți credincioși? Pentru că după ce s-a terminat prasnicul târnosirii templului, n-a plecat Mântuitorul. S-a dus mai târziu și a plecat mai târziu. S-a dus când nu se așteptau ei și a plecat când a vrut el. Pentru că el știa să le lucreze după voia lui dumnezeiască,
pentru ca poporul să cunoască și să înțeleagă. A întârziat până când? Până joi nu. Până vineri nu, până sâmbătă. De ce? Ca să facă minunea sâmbătă în templu, în mijlocul vostru, să vă sparg vouă toate structurile voastre înțepenite de orbi pe interior. Și a făcut minunea sâmbătă. Și s-au dus la aceștia, i-au zis că e din cer. Fariseii l-au smuls din mijlocul prietenilor. Fariseii l-au extras din mijlocul oamenilor și l-au adus la ei, la forul lor de judecată și de cercetare și l-au întors pe toate părțile. Tu ai fost orb? Da, a fost orb. Tu n-ai văzut? Da, n-am văzut. Și acum vezi, acum văd, cine te-a făcut să vezi? Iisus. Cum? Tină, scuipat, siluam, trimis, apă, vindecat, luminat, văd. Ia mai spune-ne tu odată. Poți să ne mai spui odată cum ai spus până acum. Cine te-a vindecat? Iisus, nu credem. Adică, tu crezi ce vezi sau ce spunem noi? Tu crezi ce vezi acum cu niște ochi care n-ai văzut niciodată din naștere? Sau ce ți impunem noi să vezi prin sistemul nostru? Și te luăm încă o dată, pentru că tu ești la reeducare aici. Nu ești să dai slavă lui Dumnezeu. Dar când dai slavă lui Dumnezeu, te vom pune noi în felul nostru ca să te osândești. Și atunci, iubiți credincioși, fariseii l-au luat, l-au întors pe toate părțile și apare și ironia și sarcasmul. Plăcut, frumos. L-au luat orbii pe farisei. Ce ați vrea și voi să vă faceți ucenicii lui? Nu cumva credeți și voi? Puteți și voi să înviați și să vedeți? Puteți și voi să scăpați de frica din voi? Și să spargeți toate limitele voastre? Și atunci, fariseii, iubiți credincioși, l-au făcut păcătos, l-au făcut în fel și chip, l-au jignit, l-au speriat, l-au îngrozit, l-au amenințat, l-au întors toate părțile, dar el n-avea ce treabă cu ei. De ce? Pentru că el știa ce e în inima lui. El știa ce a trăit o viață ca om care n-a văzut și acum vede, nu interesat de nimic, iubiți credincioși. Și atunci au văzut ei că nu reușesc să-l sperie și să-l intimideze pe el personal, au luat-o bine aproape. Din familie, că așa face dragul. Te ia prin prieteni, apoi te ia prin tine și apoi te ia prin familie. Tata și cu mama, fratele, sora, copilul, soțul, soția. Te ia prin ei. Și apelează la ce? La frica lor. Frica de a nu fi scoși afară din sistem. Frica de a nu fi dați afară din sinagogă. Frica, iubiți credincioși, de a mărturisi, de a spune adevărul. E fiul vostru? Da. Și a fost orb din naștere? Da. Și acum vede? Nu știu. Întrebați-l pe el. Păi nu vedeți că vede? De ce nu spuneți? Întrebați-l pe el că este matur, că este în vârstă. E al vostru și vede? Nu știm. Întrebați-l pe el. Încă o dată. La și tate părintească, iubiți credincioși. Păi aceștia trebuia să-și dea viața pentru Iisus în secunda aia, numai să-și vadă copilul că trăiește în continuare ca un om normal după o viață în care n-a văzut. Noi am văzut, murim, acesta n-a văzut să mai trăiască, stau un an și să vadă. N-au avut curajul mărturisirii și au fost lași și ei și Pilat și toți ceilalți, iubiți credincioși. Dar ați vedeți că Mântuitorul nu l-a lăsat să ceară. Vedeți că Mântuitorul nu l-a lăsat să se roage. A venit pentru că a simțit că e vorba aici de un suflet special, un suflet aparte. Și aceștia au îngrozit pe părinții lui. Și aceștia au picat, iubiți credincioși, că au fost lași. Și l-au luat iarăși și pe el și pe părinți, și pe el și pe părinți. Cum fac cei care încearcă să distrugă tot ce este frumos, adevărat, curat, luminos, viu, care vor să omoare. Și atunci, iubiți credincioși, le-au zis părinții lui, pentru că se temeau de iudei, că iudeii se sfătuiau acum că dacă îl va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. Dacă va avea cineva curajul să spună adevărul lui Hristos, să fie dat afară din sistem, de la serviciu, din sistemul de sănătate, din sistemul de protecție, din sistemul financiar, din sistemul în care lucrează, din familia lui. Te dăm afară dacă mărturisești că ești cu Hristos. Dați-mă afară, rămân cu Hristos. Așa trebuie să gândească orice om, mai presus de, iubiți credincioși, orice frământare pe fața pământului, să se lepede de orice sistem, de orice sinagogă a satanei, de orice rudă, frate, prieten, soț, soție, care te pune să te lepezi sau să nu mărturisești pe Hristos, te lepezi, rămâi cu Hristos,
fără să fii extremist, fanatic, religios, cum spun alții despre tine. Trebuie să fii echilibrat, trebuie să fii senin, trebuie să fii vesel și trebuie să ai și un pic de ironie pentru unii care sunt prostovani și nu pricep. Pentru că v-am spus odată că văd și voi spuneți că nu văd. V-am spus odată că am fost orb din naștere și voi vreți să spun că nu sunt orb din naștere. Și atunci apelează nebunii, viți credincioși, la ce? La apostazie. Ia uitați voi ce spune aici. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: nu te-am pus la punct prin frică, nu te-am putut reeduca prin rațiune. Nu te-am speriat prin părinții tăi, nu te-am speriat prin tine însuți. N-am putut să punem presiune asupra ta, o luăm pe partea la. Dracu așa face, îi spui Dumnezeu. Dă slavă lui Dumnezeu. Vino și dă slavă lui Dumnezeu, închină-te cum vrem noi, spune cum vrem noi. Dă slavă lui Dumnezeu, pentru că noi știm, noi avem autoritatea, noi cunoaștem, noi deținem legile, învățătura, avem patalamaul la mână. Dă slavă lui Dumnezeu și vină în cercul nostru și te roagă cum vrem noi și cum îți spunem noi, ca să te compromitem duhovnicește. Pentru că noi știm că omul acesta era păcătos. El a răspuns: este păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Simplu, iubiți credincioși, așa trebuie să fie mărturisirea. Fără prea multe florituri, o ții una și bună. Nu știu, nu judec dacă era păcătos. Cum voi, nebunilor, spuneți că este păcătos cel ce ridică păcatele lumii? Cum spuneți voi, nebunilor, că este păcătos cel care vă curăță păcatele voastre, de vor fi păcatele voastre ca mohorăciunea, că zăpadă le voi face? Cum voi îndrăzniți să spuneți: dă slavă lui Dumnezeu și spune că este păcătos fiul lui. Dă slavă lui Dumnezeu și spune că cel care l-a trimis pentru mântuirea voastră este păcătos. Dă slavă lui Dumnezeu și spune că este păcătos cel pe care l-a așteptat Moise, prorocii și toți cei din Vechiul Testament. Nebuni, orbi, surzi și de toate la un loc, zis credincioși. Eu una știu, că era mort și acum văd. Și-o ținea pe-a lui, zis credincioși. Și-o ții pe-a ta până la sfârșit, că rămâi cu Hristos. În rest, toți se vor lepăda pe tine, de tine, dacă nu l-au pe Hristos în inima lor, pentru că au Duhul Lumii. Au Duhul Vicleniei, au Duhul Interesului Lumesc, au Duhul de a-și mai ține încă un pic afacerile în sistem, banii în sistem, combinațiile în sistem, confortul în sistem. Vor să o mai ducă. Dar tu, dacă ești creștin ortodox autentic, mărturisește adevărul, indiferent ce s-a întâmplat, fără să fii extremist, repet, fără să fii fanatic sau într-o vreo direcție sau alta, ci echilibrat și simplu. Eu atât spun. Că era orb și acum văd. L-au întrebat iarăși: ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El a răspuns: acum v-am spus vouă și n-ați auzit? Vreți și voi să vă faceți ucenicii lui? Iar iubiți credincioși îi ia pe altă parte și îi enervează din toate părțile, pentru că dracul din inima lor nu suporta atitudinea lui relaxată și în adevăr și plină de mărturisire. De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi și voi să vă faceți în cei lui? Apoi l-au ocărât, l-au jignit, l-au rănit. Ești nebun. Ai luat o rasnă. Te-ai dus în extremă. Te-ai dus pe dealuri. Te-ai dus pe la monastir. Te-ai prostit și tu. Ai luat-o numai cu o biserică. De acum vrei să-ți aperi sufletul. O dăm și noi, cum o dă și lumea. O dăm cotită, cum o dă și lumea. Spunem și noi că suntem orbi, dacă lumea spune că suntem orbi. Dar până într-un punct, iubiți credincioși, pentru că este vremea mărturisirii și nu o spun eu. Au spus-o părinții care au fost prin temnițele comuniste și au trăit etapa de început acestei forme de mărturisire pe care o trăim noi acum. Și l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui. Noi nu avem treabă cu el. Nu ne asumăm. Nu cumva să fim și noi asimilați acestui nume. Nu cumva să fim și noi prinși într-o relație cu felul lui de a mărturisi. Îl scoatem din toate ale noastre, să nu fim etichetați. Nu cumva. Noi suntem cu al lui Moise. Noi suntem cu legea. Noi suntem cu tipicul. Noi suntem cu jerfa. Noi suntem cu formalismul. Noi suntem cu sistemul. Noi suntem cu toate care sunt bine structurate. Noi nu suntem cu el. Iubiți credincioși,
Noi știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, iar acesta noi nu știm de unde este. Și răspunsa omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. Tocmai în asta stă minunea, pentru că scoate sufletul din voi. Tocmai în asta stă minunea, că voi nu știți nimic despre el și el știe adâncul inimilor voastre. Tocmai în asta stă minunea. Și noi știm că Dumnezeu nu îi ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din viață nu s-a auzit să se fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Vedeți că e dincioși. A trecut orbul din putere în putere, din lumină în lumină, din nevedere în vedere, din moarte la înviere. A trecut orbul, vedeți că e dincioși, într-o stare încât din frică a ajuns să ironizeze. Din om care nu știa nimeni a ajuns să fie centru, pentru că era cu Hristos. Dintr-un om care nu-l băga nimeni în seamă, a început să dea cu ei de toți pereți, pentru că era o minciună, iubiți credincioși. Și atunci au răspuns și au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi? Ne înveți tu pe noi, tu care ești născut în păcate? Ai tu vreo fatala mala mână să ne vorbești nouă despre crez? Degeaba rostești în fiecare zi un domn, o credință, un botez, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Dacă noi la un sinod tâlhăresc spunem că au har și papistași și protestanți și neoprotestanți, trebuie să crezi ca noi. Nu ce spui tu un crez în fiecare zi. Dacă noi spunem că Dumnezeu lucrează în orice confesiune, în orice protestantism sau neoprotestantism, în fel și chip, lucrează proniator, iubiți credincioși, dar nu sfințitor prin cele șapte taine. Dumnezeu mântuiește pe oricine, pe cine vrea, când vrea, cum vrea, din orice religie, din orice timp, în mod personal, lucrare distinctă cu fiecare în parte, face ce vrea El cu fiecare în parte. L-a mântuit pe Traian, împăratul, care a omorât atâtea milioane de români, de creștini. Așa scrie în cărți. Dumnezeu știe cum o fi gândirea și lucrarea și fica Lui sfântă, dar singura biserică mântuitoare care deține adevărul, tainele și dogmele este Biserica Ortodoxă. Atunci voi veniți să ne învățați pe noi, care spunem în mod simplu, crezul primit la părinți și la sinoade, ne învățați pe noi altceva, noi una spunem că morți am fost și am înviat prin biserică, că orbi eram și ne-am luminat prin învățătura bisericii, că înțepeniți eram și am devenit liberi în Duhul Dumnezeu. Și atunci, iubiți credincioși, a auzit Iisus că l-au dat afară. Pentru că l-au dat afară din sinagogă, din sistemul lor înțepenit și paralizat, pentru că le era frică, iubiți credincioși, de aia l-au dat afară. Le era frică să vadă. De aia nu vreau să vadă. Pentru că dacă vedeau, trebuiau să înțeleagă. Și dacă înțelegeau, înviau. Le era frică să învie. Pentru că dacă ai înviat, trebuie să alegi. Ai înviat spre înălțare sau ai înviat spre o sândă veșnică. Și decât să înviem, și decât să înălțăm, și decât să înțelegem, mai degrabă o sândim pe cel care vede, nu cumva să ne strige nouă confortul și tihna, ne facem că nu vedem și toate le aliniem la întunericul nostru și stăm ca struțul cu capul în pământ, de frică de a nu învia. Trebuie să ai curaj să învii, iubiți credincioși. Trebuie să ai curaj să înțelegi. Trebuie să ai curaj ca să vezi și să-ți asumi, să nu fii fățarnic, să nu fii duplicitar, să nu fii acum la biserică într-un fel, acasă într-un fel, la biserică într-un fel, între prieteni într-un fel, la biserică într-un fel, în societate în alt fel. Trebuie să ai curajul să fii tu cum ești tu, să nu fii duplicitar, iubiți credincioși, și să îmbii și să te nați. Pentru că dacă ai înviat și te-ai împărtășit, s-ar putea să-ți iei spre o sândă împărtășania dacă n-ai inima cinstită și ești fățarnic. Și atunci, iubiți credincioși, Iisus i-a spus, găsindu-L, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Găsindu-L, Hristos l-a găsit, Hristos l-a întrebat, Hristos l-a întins mâna, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? A trecut, iubiți credincioși, la teologie orbul. A trecut la vederea de Dumnezeu orbul. A trecut la dialogul cu Dumnezeu orbul, iubiți credincioși.
pentru că Domnul i-a întins o mână și el a acceptat invitația. Și a răspuns și a întrebat, cine este Doamne ca să cred în trâncul? Și Iisus i-a spus, l-ai văzut pe el, cel care vorbește cu tine, acela este. Și uitați-vă voi la samarineanca de duminică, iubiți credincioși, pentru că aceeași întrebare, Iisus a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine, i-a spus samarinencii. Și a spus acesta, eu sunt cel care vorbesc cu tine și l-ai văzut. Atunci el a grăit, cred, Doamne, simt, și s-a închinat lui. Amin.